Crimă atroce în nordul țării, o copilă de 7 ani a fost găsită fără suflare într-o casă părăsită din satul Recio, raionul Râșcani. Se întâmplă după o zi întreagă de căutări disperate ale părinților, sătenilor și oamenilor legii. Poliția spune că fetița a fost strangulată. Au fost reținuți 2 suspecți. Este vorba despre 2 bărbați care locuiesc în vecinătate. Vă avertizăm că urmează detalii cu un puternic impact emoțional. Trupul neînsuflețit al copilei de 7 ani a fost găsit în această seară în jurul orei 16 într-o casă părăsită din localitatea Recea, raionul Râșcani. Preliminar s-a stabilit că micuța a fost strangulată. Odată cu descoperirea copilei moarte, oamenii legii anunță că au reținut 2 bărbați suspectați de comiterea crimei. Este vorba de 2 frați de 40 și 32 de ani care locuiesc în preajmă. Tamara Musteață, mama copilei de 7 ani, spune că și-a văzut fiica ultima dată ieri dimineața înainte de a merge la grădiniță, dar pe parcursul zilei a mai vorbit cu ea la telefon. Ultima dată am văzut-o când s-a dus la grădiniță, la ora 9 și ceva. Atunci am vorbit, pe urmă eu la amiază am plecat la Bălți și am vorbit cu dânsa ultima dată pe Viber, undeva la ora 5, vreo 18 minute, așa, 19. Eu, fetița mai mare, a sunat și eu am vorbit și am văzut-o chiar pe Viber, am văzut-o și mi-a spus că ca să-i cumpăr ceva și eu a spus că se duce și se joace la bătută. Asta e ultima dată când am vorbit cu dânsul. De ieri seară, fetița a fost căutată pe câmpuri, fântâni și chiar în iazurile din localitate, cu drone și câini dresați. La căutări s-au implicat și mulți oameni din sat care nu au putut rămâne indiferenți. Aceștia au făcut echipe comune cu polițiștii. Băieți, ne pornim drept așa să vă vedeți unul pe altul. Pornim încolo. Pe la ora 9, ștăți lumea pe drum, ștăți o căutat. Și nu nicăieri. Nici toată noaptea? Da, până la ora 5 dimineață și am dorit vreo 2 ceasuri și înapoi ieșit, iar mai departe la căutat. Grădini, fântâni și așa mai departe. Este o familie normală, nu am auzit probleme de unii a lor sau ceva. Ce s-a întâmplat este o tragedie foarte mare. Eu sunt tată la 10 copii și îmi pare rău foarte mult. Astăzi dimineața am luat copii, am cercetat pădurea. Oamenii legii urmează să stabilească cine se face vinovată de această crimă teribilă și de ce i-au luat viața fetiței.